Bine, m-am regăsit la horoscopul zilei de vineri. Este gata, tot horoscopul lunii august, așa cum v-am promis. Ieri, cred că am publicat, sau nu, alaltăieri, am publicat ultimul horoscop. Sunt toate cele 12 filme gata, le puteți vedea. De pe acum vă anunț că în acest weekend va fi luna nouă și pregătesc, probabil peste weekend, acel oracol scop. Sper ca duminică seara să fie postat. Dar așa cum v-am obișnuit de câteva săptămâni încoace, horoscopul săptămânii viitoare va apărea sâmbătă. Sâmbătă, deci, va apărea horoscopul săptămânii viitoare, duminică va apărea horoscopul de luni și probabil duminică seara, la zi de lună nouă, în leu, voi publica și acel oracol scop, așa cum v-am obișnuit în lunile anterioare. Trei calupuri separate, segmente separate de interpretare a lucrurilor care se pot întâmpla, mesaje de la univers într-un fel sau altul care se pot întâmpla în noul ciclu lunar care începe acum pe 8 august. Este o lună nouă în leu, dar voi vorbi la horoscopul de weekend despre asta, că prea este un eveniment important ca să nu îi dedic o introducere mai vastă. Acum intru direct în povestea zilei de 6 august. Niciun eveniment special nu are loc pe 6 august, au avut loc câteva zile trecute, altele urmează de acum înainte, dar la grad exact nu se produce nimic. Este încă o perioadă cu luna în zodia sa de domiciliu și care clar este foarte activată. Din acest moment vă invit să căutați minutul și secunda de unde începe zodia voastră natală sau zodia ascendentă și mergeți direct acolo pentru horoscopul zilei de vineri. Voi, verbecei, aveți de-a face astăzi cu persoane cu oarecare autoritate în fața voastră, dar un pic cam rigide, cam restrictive, cam demodate, poate chiar, foarte încăpățânate. Se pare că mai încăpățânate decât voi. Voi se știe, aveți atitudinea voastră căpoasă de multe ori, așa este berbecul, dar astăzi dați de cineva și mai și decât voi, care o ține numai pe a sa, vrea să aibă numai el dreptate, poate are dreptate la urma urmei, dar veți vedea cât de complicată este relația, comunicarea, cooperarea cu un astfel de om. Are principiile sale foarte fixiste și pe care nu vrea să le schimbe pentru nimic în lume și încearcă cumva prin autoritatea sa, prin prestanța sa, prin agresivitatea sa, prin poziția sa, încearcă să se impună în fața voastră. E un fel de șef, de profesor, de mentor, de capitan. E cu ceva mai presus decât voi. Poate are mai multă experiență, poate are mai mult tupeu, are niște avantaje în fața voastră și se folosește de aceste aturi. Dar s-ar putea să o facă într-un mod cam egoist, cam pentru sine, ca el să se pună într-o lumină bună, el să aibă ceva de câștigat. Și cum nici voi nu sunteți ușor de înduplecat, s-ar putea să o țineți și voi pe a voastră și să iasă de aici niște tensiuni. Se ceartă părinții cu copiii sau copiii cu părinții, angajații foarte tineri cu angajații mai bătrâni, generațiile, da, posibil să fie conflict între generații, pentru că generațiile văd lucruri extrem de diferit. Altfel erau cei de dinainte de 2000, altfel sunt cei de după 2000 și clar că de acolo se poate naște mai ales cei care sunt deja dacă aveți în față oameni de 40-50 de ani, cu ei va fi foarte greu să vă înțelegeți, pentru că ei au educația lor, background-ul lor, pregătirea lor, viziunea lor, dar un pic demodată, un pic din alte secole și voi nu puteți fi de acord cu ei. Chiar dacă pe undeva au dreptate, chiar dacă ei vin acolo să vă învețe ceva, dar nu vor ei deloc să se arate cât de cât deschiși și la viziunea voastră. Taurii au o zi foarte ciudată, pentru că s-ar putea ca acolo unde inițial vă duceți cu multă amabilitate, cu bune maniere, cu zâmbetul pe buze, cu o vorbă bună, cu dulceață în glas, cu tot ce poate fi mai bun, vă duceți acolo la interval. Exact în același loc apar conflictele.
Posibil că acolo să dați peste oameni care nu prea reacționează la bunătatea voastră, la blândețea voastră, la amabilitatea voastră și ori sunt ei lipsiți de maniere, ori sunt ei cam agresivi sau nervoși sau puși pe hartă, încât buna voastră purtare se scurge așa încât de la blândețe ajungeți la asprime, de la ton calm la ton ridicat. Aceste persoane vă schimbă. Atitudinea lor sunt cam dificili, sunt cam încăpățânați, sunt cam negativiști și vă transformați văzând cu ochii în fața lor. Tot de voi depinde, bineînțeles, să țineți sub control acest robinet de bunătate, blândețe, amabilitate, politețe și toate celelalte, că e mult mai bine să le păstrați și să vă comportați așa decât să-i lăsați pe ceilalți să vă scoată din pepeni. Ca atare, când simțiți că aveți în față pe cineva care e gata să apese butonul care să detoneze bomba, voi trebuie să fiți cei care pleacă de acolo. Că ei de-abia așteaptă să vă atragă în cursă, să vă irite, să vă scoată, cum spuneam, din sărite. Pentru că așa reacționează ei astfel, astăzi. De aceea voi trebuie, dacă simțiți că celălalt este un butoi cu pulbere, plecați de acolo. Nu-i dovadă de lașitate, nu vă lăsați pe gubaș, nu fugiți, ci dimpotrivă presimțiți că aveți un feeling special, simțiți de la o poștă tensiunea, conflictul, disputa, gata să explodeze și mai bine plecați voi, părăsiți voi locul înainte de a se aprinde bomba. Gemenii au de-a face cu colaboratori, lucrați cu niște persoane de la care aveți foarte mult de învățat, oameni pe care îi placeți, îi respectați, îi îndrăgiți poate. E o echipă acolo, poate un fel de echipă în familie, de exemplu, echipă între prieteni, faceți ceva împreună. Poate nu e neapărat un proiect de serviciu, ci o activitate în care și voi vă aduceți contribuția, dar vin și acești oameni dragi vouă. Dar vin cu entuziasm, vin cu sufletul pe tavă, vin cu toate instrumentele lor foarte bune în această poveste. Poate lucrează cumva în beneficiul vostru, încât ceea ce fac acești oameni e un fel de dovadă de dragoste pentru voi. Să zicem că sunteți într-o situație în care ați avea nevoie de ajutorul acestor persoane. Și această persoană abia așteaptă să facă ceva în beneficiul vostru, că așa vă demonstrează cât de mult ține la voi, că ajunge doar să îi spuneți ajutor și sare în sprijinul vostru. E un fel de întoarcere a serviciilor. Că și voi ați făcut asta cândva, și voi ați fost un bun prieten, și voi ați fost o rudă de încredere la nevoie. Și ceea ce face acest om, efectiv, pune umor la treabă și vă rezolvă vouă o problemă. El nu vrea nimic altceva. El vrea să vă vadă fericit. El e fericit dacă voi sunteți fericiți. El e mulțumit dacă vede un zâmbet pe chipul vostru, dacă vă vede pe voi că ați depășit impasul. De orice natură ar fi el, nu-i trebuie nici recunoștință, nu-i trebuie bani, nu-i trebuie promisiuni, nu-i trebuie nimic. Hai să zicem un mulțumesc sau măcar chipul vostru iluminat, liniștit, relaxat, că intervenția sa va rezolva vouă o problemă. Pentru raci, este o zi norocoasă din multe puncte de vedere, pentru că rezolvați o problemă care vă cam stătea pe creier de ceva vreme, o sarcină nedusă la îndeplinire, o datorie neachitată, o factură neachitată, o relație care nu ajunsese într-un punct clar. Erați într-o zonă de instabilitate, incertitudine. Era un mare oare acolo. E, astăzi acest oare dispare și primiți garanția, limpezimea, vi se clarifică mintea, vi se limpezește orizontul, știți mai bine cum stă treaba, încotro vă îndreptați, vin niște dovezi că totul va fi bine, că mergeți pe calea cea bună. Poate momentan ceea ce vine către voi nu este efectiv un instrument care rezolvă azi problema. Întâlniți probabil o persoană care vă inspiră vouă această încredere că în curând, poate nu acum, ci cândva în viitor apropiat, problema asta care vă macină se va rezolva
De minune. Ori datorită acestei persoane care promite, se angajează, își asumă o anumită responsabilitate, vine în beneficiu vostru într-un fel sau altul, are ceva să vă ofere acum sau în perioada imediat următoare, ori e doar speranța voastră că acest om vă poate rezolva vouă o problemă. Nu e vorbă în vânt, nu e iluzie, nu e promisiune deșartă. Persoana asta spune, promite, e acolo, cu trup și suflet, cu instrumentele care stau lui la dispoziție ca să vă rezolve vouă o problemă și asta se naște în inima voastră acum, speranța, încrederea, starea de bine, că în curând totul se va rezolva ca prin farmec. Am ajuns la lei care muncesc mult, dar nu prea puteți mulțumi pe nimeni. Cam ăsta e sentimentul pe care îl aveți voi. Vă asumați, vă luați pe umeri mai mult decât puteți duce, dar s-ar putea să puneți munca voastră, pasiunea voastră, energia voastră în beneficiu unor oameni care ori n-au nevoie de ceea ce aveți voi de oferit, ori orice ați face, ei tot nod în papură găsesc, tot strâmbă din nas și normal că lucrul ăsta nu vă oferă nicio motivație, nicio satisfacție. E ca și cum munciți în zadar. E o luptă cu molile de vânt acolo. Vă dați peste cap să-i rezolvați cuiva o problemă și ălalt tot se plânge, tot zice că nu-i bine, tot consideră că n-ați făcut nimic pentru el. De aceea gândiți-vă de 100 de ori dacă persoana asta pentru care voi vă faceți luntre și punte chiar merită asemenea sacrificiu, că voi sunteți gata de sacrificiu acolo. Faceți mai mult decât puteți, e ca și cum aveți deja o agendă încărcată a voastră și mai luați și problemele acestui om. Nu mai să-l vedeți pe el mulțumit, fericit, liniștit, nu mai să-l vedeți și pe el olea că uită de problemă. Da, nu. Nici măcar ce faceți voi nu îl satisface pe acest om. Plânge, se lamentează, critică, totul îi tună și fulgeră, încât aproape că nu merită efortul pe care vreți voi să-l depuneți în beneficiu acestui om. Indiferent cine este, că e un prieten, că e un șef care nu-i mulțumit orice ați face, că e un client care vă întoarce din drum, voi ați făcut, spuneți voi, perfect, ați lucrat și peste program, v-ați luat și acasă să lucrați, ați făcut tot ce stătea în puterea voastră, chiar și supraomenește, și că încolo nimic nu vine din partea cealaltă. Clientul e nemulțumit, face reclamație, returnează marfa, zice să mai faceți o dată, dar nu-i bine aici, dar nu-i bine dincolo, cârcotaș, le ia pe toate la bani mărunți, încât trebuie să fiți conștienți că munca voastră, mai ales cea care se apropie azi de final, nu va fi apreciată așa cum meritați sau cum merită munca voastră. Deci nu vă dați peste cap. Nu încercați să-i mulțumiți pe cei pe care nu te-ai mulțumit niciodată, ci faceți-vă treaba atât cât trebuie, fără să faceți exces de zel. Fecioarele nu se simt tocmai în apele lor, aveți niște mici probleme de natură sentimentală, emoțională, psihică, sunteți obosit, aveți o decepție, ceva lipsește, ceva vă lipsește, sunteți cam demotivat, singuratic. Poate nici cu sănătatea nu stați tocmai bine. Deci aveți niște motive acolo care se vede de la o poștă că ceva nu e în regulă. Dar aveți norocul să aveți în preajmă oameni care țin la voi. Oameni care au trecut și ei prin problemele voastre și vă înțeleg foarte bine. Și la supărarea voastră, la lacrimile voastre, la motivele voastre de depresie, vin din partea acestor persoane, hai să zicem o singură persoană, vin semnale de reală iubire, înțelegere, apreciere, vorbe bune, vorbe calde, mângâieri, tot arsenalul emoțional vorbind care să vă ridice un pic măcar vibrația. Ca voastră e jos, la pământ din anumite puncte de vedere. Nu sunteți în apele voastre și se vede lucrul ăsta. De aia s-ar putea să refuzați dialogul, s-ar putea să refuzați să vă împărtășiți problemele, dar acest om simte. E un prieten, e o rudă, e un părinte, e un frate, e persoana iubită care numai când vă vede cât de abătut sunteți și că stați așa cu ochii în pământ, știe
că ceva se întâmplă și nu vă lasă și vine cu tot felul de dovezi de iubire și normal că lucrul ăsta vă ridică din nou la plasă, vă alungă fricile, grijile, problemele alea care vă măcinau. De aceea lăsați-l pe acest om să intre efectiv în inima voastră, numai în viața voastră, că el, spuneam că vă simte, emoțional vă simte, poate chiar e pe aceeași lungime de undă, poate, cum spuneam, a trecut prin situația asta și știe ce e de făcut. Deci nu stați singur să vă lingeți rănile, nu stați singur într-un sub pat să nu vă vadă nimeni, că aveți nevoie de cineva drag alături care să vă aducă un dram de speranță, de bucurie, de mângâiere. Găsiți ceva în compensație, că e vorba de o activitate, că e vorba de un grup de prieteni, că e vorba de o singură persoană, că e vorba, nu știu, de ceva plăcut inimii voastre. Nu stați acolo să spuneți nimic nu merge bine, că ceva merge bine. Măcar o persoană este în preajma voastră și nu vă lasă să alunecați într-o zonă emoțională nefastă. Balanțele trebuie să se împartă în două direcții, ori pentru că la serviciu aveți două sarcini de rezolvat în același timp. De exemplu, un coleg e plecat în concediu și trebuie să-i țineți și lui locul, să-i faceți și lui treburile. Sau poate aveți o mică sumă de bani, dar din banii ăștia trebuie să mulțumiți și capra și varza, cum s-ar pune. Deci trebuie să vă împărțiți în două direcții cât se poate de echitabil, de să nu dezechilibrați nimic și reușiți lucrul ăsta. Numai voi știți cum împărțiți în așa fel, în mod egal, resursele pe care le aveți, de timp, de energie, de bani, de ciofi, de idei, le împărțiți în așa fel încât să rezolvați două lucruri deodată. Și la serviciu și acasă, și cu un prieten și cu altul, și cu mama și cu tata, și cu un copil și cu alt copil. Vă împărțiți. Sunteți doi în unu, cum s-ar spune, și nu vă dezechilibrați cu nimic. Vă împărțiți în așa fel încât toată lumea să fie mulțumit. Și cei pe care îi mulțumiți, și aia și aia, și planul A și planul B, dar voi sunteți mulțumiți ca să reușiți să fiți echitabil. Să nu dați nimic peste cap, să nu dezechilibrați balanța din voi, bineînțeles. Să vă păstrați calmul, asta este bine, că nu e ceva care vă zăpăcește. Au, cum fac și colo și colo, cum lucrez eu și acolo și acolo, cum mulțumesc și pe unul și pe altul. Numai voi știți cum îi mulțumiți. Și poate îi mulțumiți pentru că aveți în fața voastră persoane foarte tolerante, foarte calme, nu vă pistonează cu nimic, nu vă grăbesc, nu vă împing de la spate, hai, mai repede, hai, dă-mi. Ei vă înțeleg încercarea voastră de a vă împărți în mod egal pe atâtea planuri și au răbdare cu voi. Și răbdarea lor este exact ce aveți voi nevoie. N-ați da randament dacă ați fi tras prea repede în toate direcțiile. Și această persoană, acești oameni, cine ar fi aceste două planuri pe care trebuie să le mulțumiți, vă lasă în ritmul vostru, vă lasă în puterile voastre și asta vă ajută să vă concentrați atât de bine încât să nu dați nimic peste cap și să fiți foarte mulțumiți de rezultate. Scorpionii au de luat o decizie și de aceea voi vreți un pic de timp de gândire, dacă s-ar putea. Poate trebuie să dați un răspuns, dar momentan, dacă e de ales între un da sau un nu, de exemplu, sau orice alte două variante pe care le aveți la dispoziție, ceva vă spune să nu vă grăbiți, să mai chibzuiți un pic, că posibil ca informațiile cele mai utile să vină de-abia de acum înainte, de-abia după o analiză suficient de îndelungată și de profundă. Nu trebuie să vă jucați cu deciziile, cu alegerile, cu părerile, cu informațiile care vin, că vin informații foarte diferite, fluctuante. Acum ceva vă îndeamnă să alegeți da, ca peste două ore deja să apară informații care v-ar îndrepta către nu. Și de aceea bine ar fi să-i cereți acelei persoane care așteaptă de la voi o decizie, să-i cereți un răgaz de timp. O zi, două, o săptămână, două. Că lucrurile sunt încă în schimbare. Nu ați ajuns la o zonă suficient de clară și de constantă ca să spuneți că ori e da, ori e ba. E și da, e și ba. E așa, ca pe valuri toată povestea asta. Ce-o fi, voi știți, în orice plan al vieții. De aceea
chibzuiți, mai analizați, mai luați-le odată pe toate fețele, mai vedeți odată, mai treceți în revistă toate argumentele pro sau contra, da și nu, și peste o vreme veți vedea că se limpezesc lucrurile. Nu este recomandabil să luați decizii, pentru că încă povestea asta, care acum e atât de oscilantă, încă este în derulare. Nu s-a limpezit încă terenul, să știți mai bine cum stați. Săgetătorul are niște idei foarte bune, poate de natură financiară. Aveți o idee de afaceri, vă vine o idee salvatoare pentru a rezolva o problemă financiară, vreți să faceți o tranzacție, o vânzare, cumpărare, ceva, dar deosebit. Și posibil toate planurile voastre de astăzi să fie strâns legate de bani. De unde să faceți rost de bani? De unde să înmulțiți banii pe care îi aveți? Ce să alegeți? Poate aveți de cumpărat și vreți să faceți cea mai bună tranzacție, cel mai bun televizor. Aveți mai multe variante. Și faceți tot felul de comparații, alea, și până la urmă să alegeți cel mai bun televizor, cea mai bună casă, cea mai bună mașină, cea mai bună opțiune din câte aveți la dispoziție. Și asta veți face. De aceea nu trebuie să vă hotărâți din prima, ci să vă informați extrem de atent că aveți opțiune, aveți variante la dispoziție și să vă uitați și la alții. S-ar putea să vedeți în preajma voastră un exemplu de succes. De exemplu, vreți să vă cumpărați o mașină și un prieten are nu știu ce mașină nemaipomenită. Și vă setați și voi, nu ca să vă comparați cu el, ci pur și simplu această persoană este exemplu, model demn de urmat. Colegul, prietenul este foarte mulțumit de mașina aia și vă recomandă într-un fel sau altul. Și spuneți, da, dacă el are, vreau și eu la fel. Dar nu din motive de invidie, nu din motive de a fi mai cumoți, nici măcar nu vreți ceva mai grozav decât el. Vi se pare că alegerea lui e perfectă și vreți același lucru. De apelați la același dealer auto, la aceeași marcă de mașină, poate îi cereți sfatul acestei persoane. Și prin aceste comparații de top, aici am zis legat de mașină, dar poate fi vorba de orice alt fel de tranzacție financiară, văzând la altul cât de bine a mers, ce bine a ales, cât de bun e obiectul ăla pe care l-a cumpărat, l-a achiziționat, vi-l setați și voi ca obiectiv. Vreau și eu mașină ca prietenul, vreau și eu nivelul de prosperitate al șefului meu, mă rog, dar nu din invidie, ci din admirație, din respect, îl luați așa ca un fel de exemplu demn de urmat și veți manifesta succesul, prosperitatea, abundența luându-l pe el. Cred că ați auzit de acele setări de intenții pe de-o parte, dar și harta viselor, harta marilor voastre vise. Și dacă vă faceți o astfel de... Căutați pe internet, există un astfel de exercițiu de imaginație în care să vă creați un tabel, un tablou, o planșă, cum vreți voi, cu marile voastre obiective. Și când l-ați atins, îl bifați. Da, mi-am luat mașina asta, am fost în Ibița, am fost la Polul Nord. Marile voastre vise. E, asta este ceea ce faceți acum. Vedeți? Poate nu e un singur vis, poate e dita mai planșa de vise pe care vi-o setați acum. Dar ce puneți pe planșa asta de vise sunt lucruri văzute în altă parte. Casa aia, mașina aia, jobul ăla, telefonul ăla, o excursie nu știu unde, cele mai de top vise ale voastre. Prospere, scumpe, bineînțeles, nu posibil să nu fie niște nimicuri, dar vi le setați ca obiective. Mult mai bun ar fi pe 8, când este și luna 9, și luna 9 este într-un sector clar al obiectivilor. Deci gândiți-vă de pe acum, probabil pregătiți terenul ca duminică să faceți exercițiu de setare de intenții realmente. Până atunci vă gândiți care ar fi aceste mari obiective. Faceți-vă un top 10, cele mai frumoase vise ale mele, dar deja căutați-le în jurul vostru. Uite, mașină de aia, o soție ca aia, deci lucrurile acelea de top care le considerați că atunci când se vor îndeplini, că la alții s-au îndeplinit, de ce nu s-ar îndeplini și la voi? Când la voi se vor îndeplini, atunci veți putea spune că sunteți împlinit și sunteți fericit.
Capricornii au nevoie de un pic de ajutor pentru a lucra asupra unui obiectiv, unui proiect în care nu puteți de unul singur. Chiar aveți nevoie de ajutor. De ajutor, de sprijin, de îndrumare, de cineva să tragă la căruță alături de voi, de completare, de coordonare. Aveți și voi. Sunteți voi, obiectivul ăsta al vostru, proiectul ăsta al vostru este un fel de căruță trasă de doi cai. Unul din cai sunteți voi și cel principal, să zicem așa. Voi veniți cu ideea, voi veniți cu resursele, voi veniți cu energia, dar aveți nevoie de această completare. Ce-o fi însemnând completarea? Un job, mă rog, un proiect la job, la serviciu. Aveți nevoie de cineva să vă dea niște instrumente de care aveți nevoie. Acasă, în familie. Nu puteți singur. Și de aceea voi trebuie să căutați astăzi companionul perfect, dacă s-ar putea. Și chiar s-ar putea să-l găsiți. Poate nu așteaptă nimic acest om. S-ar putea să aibă de oferit, realmente, pe gratis. E acolo să vă susțină la nevoie. Și așteaptă să-i cereți, bineînțeles. Și voi ați făcut ceva similar altă dată, probabil chiar cu această persoană. Și voi ați fost de ajutor. Și acum vine momentul să-și întoarcă serviciile cumva și să se înhame la căruța voastră doar să vă rezolve vouă nevoia aia voastră. Vă trebuie ceva care nu puteți atinge de unul singur, dar în doi, deja e mult mai simplu. Cereți ajutorul, sunați un prieten, apelați la nevoie. Bun, poate fi vorba de prieten, de familie, sau efectiv poate fi vorba de un exemplu, de un îndrumător, de cineva care a reușit și vă arată rețeta sa de succes, vă împărtășește în experiența sa, vă dă idei, vă inspiră, cred că are rolul și de a vă inspira, vă motivează. E ca și cum vă uitați pe filmulețe pe internet motivaționale, că Steve Jobs a reușit, că toate acele exemple demne de urmat și cumva spuneți, dacă acești oameni au reușit, pot și eu, și preluați de la ei niște îndrumări, niște sfaturi, niște ponturi. Da, poate primiți și astfel de ponturi. Cum să reușiți, cum să realizați, cum să atingeți, cum să ascultați de alții care au reușit, pentru că acești oameni, acest om, poate fi doar o singură persoană, are rol de, ziceam că voi sunteți calul principal la această căruță, dar el e și cal, trage alături de voi, dar poate e și birjarul, poate el trage alături de voi, dar vă și spune încotro să o luați. Deci este un bun susținător, un bun deschizător de drumuri, un motivant, un stimulent foarte bun și vă împinge de la spate sau vă trage după el către reușită. Vărsătorii se află astăzi într-un mediu de persoane ceva mai rigide, care respectă niște reguli, legi, norme. Niște norme legale, la urma urmei, deci ceea ce vă arată acești oameni e lege curată, nu sunt mofturile lor, nu sunt dorințele lor, ci ei vin cu legea în mână, vă flutură niște legi. Ori o fac pentru a vă învăța pe voi ceva, să faceți ca la carte, conform unei proceduri, conform unui regulament, conform unei scheme legale pentru a obține ceva. De exemplu, vă duceți la o bancă și fără să treceți prin toate puncticelele alea de pe lista lor, nu puteți obține creditul, sau la fonduri europene și acolo, dacă nu sunt întruniți toate condițiile, nu le puteți obține. E, asta faceți astăzi, o astfel de întrevedere cu o persoană, cu o instituție, cu reprezentantul unei instituții, mai bine zis, care vă ia la bani mărunți activitatea, dosarul, resursele de care dispuneți, ca totul să fie conform legii. De aceea, chiar dacă vă întoarce din drum, o face că nu-i conform legii, că trebuie să faceți așa cum trebuie. Oriunde vă duce. Și la cea mai banală activitate, dacă nu e cum scrie la carte, nu puteți obține lucrul acela. Și de aceea nu trebuie să considerați că dacă persoana respectivă vă mai critică, vă mai trimite acasă după cine știe ce foaie pe care ați uitat-o, nu o face ca să vă facă vouă nervi,
sau să vă strice vouă ziua. Și pentru că dacă nu o faci acum, tot va veni o zi în care cineva vă ia dosarul la bani mărunți și zice, da, uite că n-ai adeverința asta, pe care persoana asta vă spune azi, vezi că adeverința asta lipsește, dar dacă voi treceți peste, credeți că ați scăpat? Nu, tot va veni o zi în care cineva vă ia la bani mărunți acest dosar și trebuie să fiți conform regulamentelor. Bine ar fi să vă ocupați astăzi, ascultați acești oameni care vă trimiți de colo-colo pentru rezolvarea unor chestiuni. S-ar putea să vă irite, s-ar putea să vă obosească peste măsură, dar le veți rezolva și poate tot azi reușiți să închideți un capitol așa cum se cuvine, așa cum se cade, așa cum scrie la lege, la normă. Să-l mulțumiți pe cel care primește rezultatul muncii voastre și, în primul rând, să-l scăpați voi de un mare stres că ce a fost mai greu a trecut. Și am ajuns și la pești care au o stare de nervi, de furie. Sunteți cam agitat, poate cam certăreți cu diverse persoane. Și, de fapt, ceea ce vă deranjează pe voi foarte tare este imaturitatea unora. Aveți în preajmă persoane care iau peste picior probleme serioase, oameni nepricepuți care se bat cu pumnul în piept, oameni care spun vrute și nevrute și nu se țin de cuvânt, e, asta vă irită pe voi. Superficialitatea unora, spiritul infantil al altora, naivitatea unora, credulitatea unora. Dați de oameni care parcă nu e nimic în serios. Voi, da, priviți foarte serios lucrurile acelea și vreți același lucru și de la persoanele pe care le întâlniți astăzi. Ori ei se cam joacă, glumesc, se distrează, promit, nu se țin de cuvânt, încep, termină foarte repede, se lasă pe gubaș. Deci este clar, aveți neșansa unor oameni imaturi, irresponsabili, neserioși, mincinoși, jucăuși. Dar nu cum vă trebuie vouă. Voi aveți nevoie de persoane cu cap lucide, limpezi, clare. Ori oamenii ăștia pe care aveți în preajmă, sau mă rog, măcar o persoană, parcă ia totul în glumă și vă încurcă vouă planurile. V-ați bazat probabil pe intervenția sa, pe contribuția sa și când îl vedeți cum le rasolește pe toate, sunteți un pachet de nervi. Că-i partenerul de viață, că-i colegul de serviciu, că-i copilul vostru, că-i oricine... Nu vă place această atitudine jucăușă, aventurieră, glumeață, care vă duce cu vorba, care vă aburește, vă manipulează poate și nu pune nimic la suflet. El puțin îi pasă că vă strică vouă planurile. El se cam amuză cu orice. Da, totul ia în glumă, încearcă să iasă să păsma curată din orice situație, cu o poantă, cu o șotie, cu atitudine de aia de copil. Dar n-am știut, da? Mie nu mi-a spus nimeni. E, lucrul ăsta pe voi vă scoate din pepen și s-ar putea să reacționați destul de agresiv, pentru că probabil aveați nevoie de contribuția cumva acestei persoane și nu primiți nimic din ceea ce trebuia să vină din partea sa. Asta este ziua de 6 august, ne vedem și la horoscopul de weekend și nu uitați de horoscoapele lunii care sunt gata. O zi bună vă doresc!